Bună ziua, domnule Solomon! Sherman! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Dacă tinerii ar ști. Vă mulțumesc frumos pentru disponibilitatea de a participa la această emisiune. Cu plăcere! Aș începe deja cu chiar cu prima întrebare. Da. Ce i-ați spune unui tânăr de 20 de ani? În primul rând i-aș spune că o mai iubeață și ar fi bine să o trăiască, să lase ceva ca lumea să-și aducă aminte de el. Da, este. Cred că într-un fel sau altul toți încercăm asta. Nu știu cât de mult ne reușește, dar omul spune de un sfat. Depinde dacă celălalt îl înțelege el face, dacă nu e un sfat dat de pomană. Da, dar cred că este demn de urmat. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit dumneavoastră? Eu? Da. Păriți mă spuse așa, un om trebuie să facă un copil, se fac cu casă și am făcut asta. Mi-am făcut datoria față de care mea, am fost militar de 18 ani, după aia am făcut la viața mea 4 copii, 2 băieți, 2 fete, pe care îi iubesc. Și ei mei dăzați în tuturor. Să vă trăiască. Sherman. Spuneați că ați fost medic? Nu. Iertați-mă. Am fost ofițer în Israel și aici am avut o fabrică de confecții cu 500 de oameni. Care depindeau de dumneavoastră. E impresionant. Ce? Am fost pilot în armata israeliană și asta am iubit și asta am făcut. Da. Aveați reflexe bune. Da. V-ar fi plăcut să faceți altceva în afară de asta? Nu. Asta mi-am dorit, asta am făcut. Fiind unic copil la părinți, pentru a mă duce la aviație, trebuia să merg cu rador. Cu greu am ținut-o și asta a fost iubirea vieții mele. Este plăcut, este frumos, este un sentiment probabil de împlinire atunci când omul știe ce vrea să facă și reușește să facă acel lucru. Când ați știut că nu mai sunteți copil? Când am plecat din România în Israel, am știut că începem o viață nouă, am lăsat tot în urmă și am plecat cu 70 kilograme, 3 persoane. Atunci am știut
că nu mai sunt copil. Ce vârste aveați? Câți ani aveați? 5 ani, jumătate. O maturizare precoce. Spuneți. Am avut doi părinți de excepție. Da. Da, multe, multe familii uneori se despărțeau pe vremea aceea. Nu mă refer la părinți și copii, mă refer la frați și surori care hotărau să pleacă sau să rămână. În viață v-ați confruntat cu multe provocări și greutăți, de probabil. Da, multe. Dar cea mai grea provocare a fost în 1973, în luna octombrie, la sfârșit, am cădut prizonier în Siria, unde am stat 11 luni și am avut un moment în care am pus nu mai vreau să trăiesc. Dar o trecut repede. Dar nu știu dacă vreți să vorbiți despre acea perioadă mai mult. Nu. Da. Vă mulțumesc. Puteți să îmi spuneți ceva care poate ar fi fost bine să știți sau să vi se spună atunci când erați copil? Nu, că de părinții mei au fost prieteni cu mine. Eu niciodată nu le-am înșelat așteptările. Și mi-au dat cele mai bune sfaturi. O parte din ele nu le-am ascultat și am făcut rău. Ca de exemplu sau? Timp am lucrat în viața mea că m-am despărțit de prima mea soție. Elis, n-am de credere. E frumos asta. Să reușești să trăiești în așa fel încât să nu regreți ceea ce ai trăit. Nu, n-am de credere. Toate lucrurile am făcut cu multe gândire, unde de bine, unde au mers prost, dar asta-i viața, nu poți rost. Da, nu poți anticipa totul. Puteți să ne dați un exemplu de când v-ați răzgândit în legătură cu ceva? În afară de... Nu m-am răzgândit, Doamne, pentru că eu sunt un om când au o hotărâre, asta e, nu mă știu. Nu mă răzgândesc. Eu iau hotărâri un pic mai greu și întotdeauna mă întreb dacă a fost decizia bună sau nu. Trăiesc cu ea pentru că o iau gândit. Niciodată e bună, câteodată e rea. Dar asta e viața. Viața are fluișuri și coborâri. Fiecare ne trece. Dar odată luat o hotărâre, nu pot, nu mă răspunde. V-am spus, am o sigură greșeală, n-am greșeală. Ok.
Puteți să ne dați un exemplu de observație despre oameni sau viață bazată pe experiența dumneavoastră? Aici în cămin de-a multe faturi, dar lumea uneori aude, dar n-aude. Am un prieten posedit, mai mult mai bătrân ca mine. Domnul e un pic bohondru, dar un suflet nobil. Și îi dea mult din fratul, are diabete și multe alte lucruri. Și spun, nu mai mâncați, da, să nu faci nimic, tot la fel. Mulți oameni vin să prețuiesc mine. Un an de trebuie, este o doamnă, tot mă bătă. Și mergea greu, avea durere. Pus Dorotea, ia un baston și vei merge bine și nu vei mai avea dureri. Toată lumea a spus, nu a ascultat. Pe mine m-a ascultat și acum mă merge bine. Da, ați făcut un lucru bun. În experiența mea, uneori oamenii încearcă să amâne, să se bazeze pe astfel de instrumente nu ajutătoare. Oamenii timpul nu vor, nu sunt capabili și renunță. Despre viața la cămin, ați putea să ne povestiți un pic? Da, cum să nu. La cămin este o viață în care un om de aici n-are nicio grijă. Nu se plăti de caz, nu apă, nu lumină, nu care. Adică trebuie să aibă grijă lui. Dar sunt oameni care poți a fi sigurați. Nici la salon nu se răspund. Așa că eu mă depășesc. În general sunt un om tare sociabil, vorbesc cu toții, n-am probleme. Că nu sunt probleme. Singura problemă e ceva chiar cum se simt, totul regulă, căminul are grijă de toți oamenii. Cu mâncare, cu medicamente, cu asistente, medicale, doamna doctor, nu sunt probleme. Mai este și clubul care adună oameni și oameni împreună discute anumite probleme. Este o viață liniștită, fără griji. Are grijă de mine. Mă bucur să aud asta. Este vreo întrebare, probabil, e posibil să fie mai multe, dar este oare vreo întrebare pe care nu v-am pus-o, dar la care ați vrea să răspundeți sau ceva ce ați vrea să spuneți, dar nu v-am întrebat? Nu, spus deja. Că ți-am spus cam prea mult.
Nu, nu, vă mulțumesc foarte mult, domnule Marcu Solomon, că ați participat. Și eu mulțumesc. Și să ne auzim cu bine, poate și la alte ediții. Să mă ne acum de la. Vă mulțumesc, numai bine. Cu plăcere. De ce mă amăgești, de ce te teamă? Și gura ți-o ferești, râzând mereu. Te spui că mă iubești, de bună seamă. De ce te împotrivești dorului meu? Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Ia gândește, nu-i păcat să rămâi nesărutată. Când ai buze fierbinți, de ce să stea cu minți? N-o să reții așa o viață întreagă, dragă. Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Ce m-ai depărtat cu a ta privire și-n suflet mi-ai aprins doar nerăbdări? Sau încă n-ai aflat că o iubire moare de n-o hrănești cu sărutări? Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată. Ia gândește, nu-i păcat să rămâi nesărutată. Când ai buze fierbinți, de ce să stea cu minți? N-o să le ții așa o viață întreagă, dragă. Dă-mi gurița s-o sărut, căci pentru sărut e dată.